Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, în capitolul precedent am văzut ce înseamnă contaminarea cu păcat prin contact. A fost accentuat caracterul exterior al păcatului. Noi trăim într-o lume plină de păcat, suntem înconjurați de păcat. Acest capitol, cu numărul 12, pune accentul pe caracterul intern al păcatului. Nu devenim păcătoși doar prin contact. Noi suntem păcătoși din naștere. Avem aici legea referitoare la maternitate, la transmiterea păcatului prin moștenire. Noi moștenim o natură decăzută, păcătoasă. În psalmul 51 descoperim pe David spunând, Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a născut mama mea. După ce am trecut de nutriție și pediatrie, ajungem aici la specialitatea obstretică. Domnul nostru este cel mai mare medic și este specialist în toate domeniile. Poparele păgâne întrețineau superstiții cu privire la necurăția femeii care naște. Legea dată în Levitic nu conține niciun strop de astfel de superstiție, așa cum sperăm să arătăm pe parcursul studiului nostru. Tot o practică păgână era și plasarea femei într-o poziție inferioară bărbatului. Această lege nu conține nici măcar o aluzie la această idee. Sistemul de legi mozaic arăta considerație femeii și acorda un rol cu totul deosebit maternității, în contrast cu păgânismul care înconjura Israelului. Este evident faptul că existau avantaje, certe din punct de vedere igienic, dacă erau respectate aceste legi date de Dumnezeu, așa cum am văzut în chestiunea alimentației. Dragii mei, Dumnezeu se îngrija de poporul Său și în această sferă a vieții fizice. În același timp, el îi învăța și ne învață și pe noi astăzi că omul este născut în păcat. Doctrina referitoare la totala depravare a omului este respinsă aproape de toți, dar omul însuși demonstrează veridicitatea în fiecare clipă acestei legi. Jurnalele noastre de actualități o demonstrează din plin. Depravarea omului este evidentă. Biblia ne spune, Printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Și astfel, moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. De altfel, este o temă tratată pe larg de Pavel în epistola adresată romanilor în capitolul 5. În fața imaginii unei tinere mame în brațele căreia se cuibărește un bebeluș drăgălaș, lumea se gândește la inocență, virtute, bunătate dar Dumnezeu zugrăvește altfel acest tablou, după cum vom vedea în acest capitol. Aici, noi imaginăm pe tânăra mamă strângându-și drăgăstos la piept copilașul nou născut, dar acesta nu este o întruchipare a inocenței și a neprihănirii. Știți, de fapt, ce s-a întâmplat? Această mamă a adus pe lume un păcătos. Asta este tot ce a putut face, pentru că ea este o păcătoasă și la fel este și tatăl copilului. Nu trebuie să ne speriem de această constatare. O să vedem că Dumnezeu este plin de dragoste și îngăduitor. În studiul său asupra cărții Levitic, Dr. Kellogg, pe care l-am mai citat, spune, citez, Blestemul rostit împotriva femeii după căderea în păcat își atinge, conform legii levitice, semnificația supremă a manifestării în procesul nașterii. Căci răul profund al stării de păcat în care prima femeie a adus toate femeile prin acel prim păcat este văzut cel mai bine în acest proces. Acum, femeia, prin mijlocirea celor puteri care au fost date pentru bine și binecuvântare, poate aduce în lume numai un copil al păcatului. Am încheiat citatul. Vă mai amintiți ce a spus Dumnezeu primei femei? Pe lângă faptul că va trece prin chinurile nașterii pentru a aduce pe lume un copil. Există șanse reale ca acel copil să-i frângă inima când va crește. Cred că la acest lucru s-a gândit Pavel când a spus care trebuie să fie locul femeii într-o adunare de închinare. El spune: Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții nici să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere. El vorbește despre locul conducerii doctrinare în biserică, și cred că motivul comportă două aspecte. Adam a fost creat primul și femeia a fost prima înșelată în prima încălcare a poruncii divine. Iată, tot în Timotei, tot la capitolul 2, îl spune așa, căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Aceasta nu este o învățătură despre superioritatea bărbatului față de femeie, mai curând este vorba despre o ordine și conducere. În al doilea rând, femeia a fost prima care a încălcat porunca lui Dumnezeu. Ea a fost în poziția de conducere atunci. Faptul că o mamă creștină suferă în timpul aducerii pe lumea unui copil este o dovadă a judecății lui Dumnezeu, dar cu siguranță nu înseamnă că ea își pierde mântuirea când aduce pe lume un păcătos. Iată ce spune Pavel aceluiași Timotei. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de Fi, dacă stăruiesc un smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Deci, ea nu este mântuită de nașterea de Fi, ci este mântuită prin nașterea de Fi. Cu alte cuvinte, ea nu devine necurată și își pierde mântuirea prin aducerea pe lumea unui păcătos. Dovada mântuirii ei constă în credința, în dragostea, în trăirea sfântă și în seriozitatea ei. Necurăția sub lege îi amintea femeii că a adus un păcătos pe lume. Travaliul sub har îi aduce aminte mamei de astăzi că s-a născut un păcătos, deși ea este credincioasă. Când Pavel a spus temnicerului din Filipii, Crede în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. El nu a înțeles prin aceasta că familia lui va fi mântuită doar pentru că el a crezut în Domnul. Și, dragii mei, nici nu înseamnă că copiii voștri sunt mântuiți prin simplul fapt că voi, părinții, sunteți credincioși. Din păcate, disciplina a fost abandonată în multe familii pentru simplul fapt că prea mulți părinți sunt convinși că au de crescut o floare neasimoidă de frumoasă, când de fapt au în casa lor o buriană. Asta suntem noi, dragi prieteni, și asta m-a dus pe lume. Din când în când o întreb pe fica mea, Ești sigură că l-ai primit pe Hristos? Crezi cu adevărat în El? Ești sigură că ești mântuită? La un moment dat i-am întrebat, de ce tot îmi pui aceste întrebări? I-am spus, pentru că vreau să fiu sigur. Ea este carne din cartea mea, are aceeași natură ca mine și eu știu că este vorba despre o natură păcătoasă. Ea nu este mântuită numai pentru că eu sunt creștin și predicator al Evangheliei. Lucrul acesta nu o ajută cu nimic. Este nevoie de decizia ei, este nevoie ca ea să înțeleagă că s-a născut o păcătoasă și că are nevoie de Isus Hristos ca mântuitor al ei personal. Nimic din ce fac eu, nimic din ce sunt eu nu poate să-i dea această mântuire. Acum apare o altă întrebare. Dacă fiul meu este născut păcătos și moare după scurt timp, este el pierdut? Nu. În Adam, toți mor. Și acesta este motivul pentru care moare micuțul. Dar Domnul Isus a spus, Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerilor în ceruri văd pururea fața tatălui meu care este în ceruri. Cuvântul îngeri ar trebui tradus aici prin duhuri. Deci traducerea ar deveni, Duhurile lor în ceruri văd pururea fața tatălui meu. Cu alte cuvinte, când moare un copil mic, Duhul său merge să fie cu tatăl în ceruri. De ce? Pentru că Hristos a venit pe pământ și a murit pentru păcătoși, iar acel copilaj nu a atins încă vârsta responsabilității pentru păcat. Când atinge această vârstă, trebuie să ia o hotărâre cu privire la Hristos. Se revenim însă la capitolul 12 și să facem o scurtă trecere în revista întregului capitol pentru a intra apoi în detalii. În primele patru versete ni se vorbește despre curățirea mamei la nașterea unui băiat, apoi curățirea mamei la nașterea unei fete. În cele din urmă, curățirea mamei prin aducerea unei jerfe de ispășire. Să începem cu curățirea mamei la nașterea unui băiat. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când o femeie va rămâne însărcinată și va naște un copil de parte bărbătească, să fie necurată șapte zile. Să fie necurată ca în vremea sorocului ei. Mama este necurată pentru că a adus pe lume un păcătos. Eva a crezut că l-a adus pe lume pe Mântuitorul când l-a născut pe Cain, dar acesta nu a fost decât un păcătos, primul ucigaș al neamului omenesc. Acest ritual levitic le amintea femeilor că nu pot naște decât un copil asemenea celui născut de Eva, un păcătos. Acest copil, prin tendința lui naturală, nu poate face binele. Nu poate decât să păcătuiască. Necurăția femei care naște este împărțită în două perioade. Prima durează șapte zile. În următorul verset vom afla că băiatul era circumcis în ziua opta. Circumcizia era semnul distinctiv pe care îl poruncise Dumnezeul lui Avram. Îmi dau foarte bine seama de faptul că ideea necurăției mamei care a născut vine în conflict cu imaginea populară despre mamă și copil. Dar trebuie să subliniem faptul că pruncii pe care îi aducem pe lume nu sunt decât niște păcătoși. Ei vor alerga încolo și încoace sfidând disciplina, vor fi revoluționari, vor adopta noua morală, care nu este altceva decât vechiul și bine cunoscutul păcat. Această filozofie de viață este cu totul greșită. Ar trebui să începem să ne creștem copiii după principiile scripturii, nu după ale nu știu cărui medic vestit. Din păcate, aceasta a fost cauza multor probleme în lucrarea mea. Am văzut mulți părinți ignorând principiile biblice în ceea ce privește creșterea copiilor. Dragii mei, Scriptura este plină de înțelepciune și este cel mai bun manual de creșterea copiilor, dacă vreți. Acolo găsim cum trebuie să-i creștem nu după voia societății în care trăim, ci după voia lui Dumnezeu, nu pregătindu-i numai pentru societatea aceasta, ci pregătindu-i pentru veșnicie. În ziua opta copilul să fie tăiat în prejur. Femeia să mai rămână încă 33 de zile ca să se curețe de sângele ei, să nu se atingă de niciun lucru sfânt și să nu se ducă la sfântul locaș până nu se vor împlini zilele curățirii ei. Am menționat faptul că necurăția femeii era cuprinsă în două perioade. Prima era cea de șapte zile, urmată în ziua opta de circumcizia băiatului. Chiar dacă era născut evreu, copilul nu era inclus în legământ dacă nu era circumcis. Fiecare evreu era, înainte de orice, un fiu al lui Adam, născut în afara legământului. Acest lucru îl spune de altfel și Pavel în capitolul 9 din epistola adresată romanilor. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântului lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel, și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Nașterea fizică nu l aduce pe om într-o relație corectă cu Dumnezeu. Nașterea firească îl desparte pe om de Dumnezeu. Dumnezeu nu ne este dator în niciun fel. El a trimis pe Fiul Său datorită dragostei, harului Său, darul Său pe care noi nu îl merităm. Cea de-a doua perioadă de necurăție a femeii dura 33 de zile, ceea ce însemna un total de 40 de zile. Este reafirmat astfel faptul că circumcizia purta și semnificația curățirii. Era felul lui Dumnezeu de a spune în Vechiul Testament, lăsați și să vină la mine, nu împiedicați. Circumcizia copilului de sex masculin înlătura o parte din păcatul mamei. Acceptarea lui însemna și acceptarea ei. Mamei se amintește că este păcătoasă încă și că mai sunt necesare 33 de zile pentru curățirea ei. Și Domnul Isus a fost circumcis în a opta zi, iar apoi a fost adus la Templu când s-au împlinit zilele cerute de legea lui Moise pentru curățirea Mariei. Cel puțin, așa ne spune Luca în capitolul 2 al Evanghelei sale. Maria era păcătoasă, deși l-a adus pe lume pe Mântuitorul. Nașterea lui nu a mântuit-o. Numai nașterea ei din nou, prin primirea lui Isus ca Mântuitor personal, putea mântui. Isus a fost circumcis pentru a împlini legea lui Moise. El a venit să împlinească legea, nu să o distrugă. El a fost născut sub lege. Astfel, el s-a identificat perfect cu poporul său. Dar nu numai cu privire la băieți are Dumnezeu ceva de spus, ci și fetele se bucură de atenția lui Dumnezeu. Iată ce spune versetul 5. Dacă naște o fată, să fie necurată două săptămâni, ca pe vremea când i-a venit sorocul, și să rămână 66 de zile ca să se curățească de sângele ei. Este nevoie de un timp de două ori mai lung pentru curățirea la nașterea unei fete. Nu știu de ce era nevoie de acest lucru, dar este evident că circumcizia copilului de sex masculin avea o legătură cu reducerea acestei perioade și ușura într-o oarecare măsură efectul blestemului. Harul, dragi prieteni, ne aduce într-o epocă cu totul nouă. Iată ce spune Pavel în epistola adresată Galatenilor, în capitolul 3, începând cu versetul 27. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus. Și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Atât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Atunci când suntem botezați în Hristos, suntem și îmbrăcați cu Hristos. Atunci nu mai este naționalitatea noastră, nu mai este originea noastră, nu mai este statutul nostru social, nu mai este genul nostru, ci este totul în Hristos. Acolo suntem toți uniți cu El. Suntem toți moștenitori ai făgăduințelor lui Dumnezeu. Dragi prieteni, este un mare lucru. Dar să revenim la Levitic. Când se vor împlini zilele curățirii ei pentru un fiu sau pentru o fică să aducă preotului la ușa cortului întâlnirii un miel de un an pentru arderea de tot și un pui de porumbel sau o turturea pentru jerfa de ispășire. Preotul să le jerfească înaintea Domnului și să facă ispășire pentru ea. Și astfel, ea va fi curățită de curgerea sângelui ei. Aceasta este legea pentru femeia care naște un băiat sau o fată. Dacă nu poate să aducă un miel, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru arderea de tot, altul pentru jerfa de ispășire. Preotul să facă ispășire pentru ea și va fi curată. Mama aducea o ardere de tot și o jerfă pentru păcat înaintea lui Dumnezeu și preotul făcea ispășire pentru ea jerfind acele animale cerute de lege înaintea Domnului. Cu siguranță ea nu era mântuită prin simplul fapt că adusese un copil pe lume cum susțin unii. Era nevoie să aducă o jerfă, era nevoie să recunoască condiția ei păcătoasă, să recunoască condiția păcătoasă a copilului în felul acesta. Era nevoie să ceară harul lui Dumnezeu. Orice mamă are nevoie să se încreadă în Domnul Isus Hristos. Cu acest gând în inimă, ea este pregătită să-și crească copiii ca pe niște păcătoși care au nevoie să-L primească pe Isus Hristos. O, dragii mei, Câte familii au nevoie astăzi de o astfel de atitudine din partea mamelor? Vă amintiți că după nașterea Domnului Isus, mama s-a adus ca jerfă turturele, pentru că săracii le puteau aduce dacă nu aveau altceva. Maria a trebuit să aducă o jerfă pentru că era păcătoasă. Dar nu era o jerfă pentru Domnul Isus. Nu a fost adusă niciodată o jerfă pentru Domnul Isus sau de către Domnul Isus. El este cel fără păcat. Isus a fost El însuși jerfa pentru păcatul întregii lumi. El este mielul lui Dumnezeu. Dragi prieteni, gândiți-vă la toate aceste lucruri. Trăim într-o lume care a pierdut orice simț al măsurii. Parcă toți și-au pierdut mințile. Lumea aceasta i-a întors spatele Dumnezeului atotputernic. Judecata lui Dumnezeu începe să cadă asupra lumii noastre. Noi demonstrăm foarte bine faptul că în această lume se nasc numai oameni păcătoși care au nevoie de harul mântuitor al lui Dumnezeu. Toți oamenii au nevoie de sângele vărsat de Hristos ca plată pentru păcatul lor. Natura noastră este una păcătoasă. Cu ea ne naștem și durerea prezentă la naștere ne arată și durerea pe care Dumnezeu o are, că noi ne naștem în această lume răzvrătiți deja împotriva Lui. Este durerea inimii de Tatălui lui Dumnezeu. El suferă pentru că noi, intrând în această lume, intrăm de fapt sub incidența judecății, sub incidența morții care vine ca răsplată pentru păcatele noastre. Dragii mei, oricât de frumoasă este această imagine a mamei care își ține în brațe pruncul, oricât de inocentă pare ea, în cele din urmă este tot o natură păcătoasă. Nu trebuie să fim deloc îngroziți, așa cum spuneam, pentru că după durere vine bucuria, bucuria familiei, bucuria celor din jur pentru o nouă viață, pentru un nou suflet. Este și bucuria, dragi prieteni, a Dumnezeului nostru. Bucuria că în Domnul Isus, acel suflet are posibilitatea ieșirii de sub puterea blestemului păcatului. Este deci și o speranță, o nădejde acolo. Iată, dragi prieteni, că nașterea noastră în această lume nu este privită cu indiferență de Dumnezeu. El o privește cu dragoste, pentru că El ne oferă șansa izbăvirii noastre. Fie ca nici noi să nu fim indiferenți față de El, să nu fim indiferenți față de această ofertă pe care El ne face plin de dragoste, să acceptăm, să acceptăm iertarea, să acceptăm iubirea Lui, să acceptăm intrarea nu numai în această lume. Să acceptăm intrarea în împărăția lui, în familia lui. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.